Un tânăr de 24 de ani din Jitaru a ajuns la spital cu multiple arsuri pe față și mâini după ce a încercat să repare sistemul electric al unui autoturism. În momentul în care a încercat primele teste după finalizarea reparației, autoturismul a fost cuprins de flăcări, iar tânărul a suferit arsuri pe o mare parte din corp. La fața locului s-au deplasat pompierii de la stația Scornicești cu o auto specială de stingere și un echipaj smurd. În momentul sosirii echipajelor, autoturismul era cuprins de flăcări în proporție de aproximativ 80%. Incendiul a fost lichidat în scurt timp de la sosirea echipajului de stingere. Un bărbat în vârstă de 24 de ani a fost preluat cu arsuri superficiale de echipajul smurs și transportat la spitalul din Slatina. Tânărul a fost internat la spitalul din Slatina, unde primește îngrijiri medicale. Este vorba de un pacient de sex masculin care s-a internat prin urgență cu o arsură prin flacără în spațiu semi-închis la nivelul masivului facial, a mâinilor și a genunchiului. Arsurile sunt de gradul 1 și 2. Suprafața expusă arsurilor este de circa 7%. Starea pacientului în momentul de față este stabilă, nu pune probleme deosebite. Arsurile suferite de tânăr sunt de gradul 1 și 2, ceea ce presupune că țesutul afectat se poate repara, fie cu tratament, fie pe cale chirurgicală. Se va reface, arsurile de gradul 2 au potențial de refacere completă. Rămâne să vedem dacă vor fi nevoie și alte intervenții pentru a corecta aspectul estetic. Autoturismul pe care tânărul încerca să-l repare a fost distrus în proporție de 80%.